Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. De dimineața, oameni buni, bine v-am găsit la cafea. Nu e așa că e bine să stai la căldurică afară să ningă sau, mă rog, ceva de genul ăsta, să ai cod roșu în județul Neamț. Am venit dimineață cu grijă. Am zis, zic, Doamne, pe unde voi trece să ajung la studio? Și mi-am dat seama că în Piatra Neamț se circulă, în zona limitrofă se circula. Probabil că cei care au dat codul roșu azi noapte ca să nu mai avem cursuri la școlile din anumite localități s-au gândit în primul rând la faptul că ajută să se facă economii pentru, pe seama aceasta la școli, la transport și alte lucruri. Cred că primarii localităților ar trebui să mulțumească Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, că le-a luat o problemă de pe cap astăzi. De aceea, pentru că ninge, pentru că e frumos, pentru că sigur stați la o cafeluță în condițiile în care elevii acasă acum vă bat la cap, se simt bine alături de părinți, am zis că ar fi perfect să discutăm despre ce altceva, despre ceea ce, după Revoluție, devenise un fel de marotă. Marotă care, la Piatra Neamț, a fost folosită ani buni și în județul Neamț pentru a justifica multe, multe investiții și cheltuieli care s-au dovedit a fi, să spunem așa, nefuncționale în totalitate și dătătoare de bunăstare, nu pentru comunitate, ci pentru alte, pentru niște elemente ale comunității. De aceea astăzi discutăm despre turism, că industrie mai avem pe aici, pe acolo, cum spunea domnul Petre Roman. Discutăm despre turism și discutăm despre turism local, adică de la Piatra Neamț, cu primarul municipiului, domnul Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine și cu domnul Alexandru Filip, manager de destinație turistică, dar mai spun eu, și antreprenor. Și mă rog, o să vedem ce ne mai spune domnia sa, dacă va vrea să-și prezinte un pic activitatea. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! E bine. Nu avem școli. Dați-mi voie să fac o clarificare. Piatra Neamțul și această jumătate vestică a județului nu este sub cod roșu. Nu, dar nu facem școală, e tot cod roșu. Dar... unii părinți văd roșu în fața ochilor. Și da, am văzut roșu probleme în fața ochilor când am primit aseară, ca părinte, un mesaj că astăzi nu se face școală în tot județul, inclusiv în Piatra Neamț, ceea ce este cumva puțin o decizie care mi se pare incorrectă față de părinții din Piatra Neamț și față de condițiile din Piatra Neamț, unde copiii s-ar fi putut prezenta la școală astăzi fără absolut nicio problemă. Nu, eu zic că totuși nu s-a mers până la capăt. Adică dacă tot nu se face școală, astăzi trebuia dat liber la funcționari, tot vine Paștele Catolic, trebuia dat liber la funcționari, trebuia oprită circulația la troleibuzul ca să nu mai avem aglomerație. Adică să fie un lucru făcut gospodărește până la capăt. Și singurii care să lucreze să fie Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care să lucreze de dimineața până seara non-stop. Eventual, dacă ar putea, le-am împrumutat noi sistemul nostru de televiziune, să ducă câte unul în fiecare localitate, să transmită în mod direct acolo. Aici nu ninge, aici se poate ține școală, aici nu se poate ține școală, aici se circulă, nu se circulă. Dar să revenim la turism. Sigur, cu plăcere. Deci, zilele trecute citeam cu un fel de invidie, așa, o postare a domnului Filip, nu știu dacă o am pe aici, cred că o am pe undeva, care a pus și o fotografie. Am ridicat astăzi personal de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din București documentul privind constituirea oficială și avizarea legală a OMD Piatra Neamț. S-a întâmplat. S-a întâmplat. Ce înseamnă asta, Filip? Eu da, să vă spun cinstit acum. Am văzut atâtea inițiative și atâtea comiții, asociații, para-asociații care s-au format în timp, încât am devenit, cum să vă spun eu,
Foarte sceptic. Am o piele așa de tăbăcită și aș vrea să mă convingeți că n-am dreptate și că această organizație, da, va însemna ceva palpabil pentru turismul din Piatra Neamț și Neamț implicit. Cu siguranță. Înainte de toate, cred că ar trebui contextualizat un pic. Vă rog. Toată lumea, inclusiv din mediul privat, din turism, își punea întrebarea ce este cu acest OMD, ce înseamnă aceste OMD-uri și ce vor face ele. După mulți ani de așteptare, în sfârșit s-a dat această lege a turismului. A fost o tentativă undeva în 2019, nu s-a întâmplat, dar s-a întâmplat în 2021, da, s-au pus bazele și în 2022 a și fost votată. În fine, printre altele, această lege a turismului a creat și cadrul legal de avizare acestor OMD-uri. OMD-uri care pot fi locale, județene, regionale și, evident, în cele din urmă, cel național. Ca să fii OMD, că e important de știut cum e să devii OMD și abia apoi ce faci cu acest OMD, trebuie să îndeplinești niște condiții. Prima condiție era ca tu să ai o asociație turistică, un ONG, un parteneriat public-privat între OAT, între Primăria Piatra Neamț în cazul de față, și mediul privat. S-a întâmplat asta în 2021. Da, a fost inițiativa domnului primar. Pasul următor era să ai o taxă hotelieră de promovare. Da. Și acest lucru s-a întâmplat anul trecut. După o dezbatere cu mediul de afaceri, s-a ajuns la un numitor comun și a fost adoptată această taxă hotelieră. Pasul 3 era să, ca primăria, sau dacă nu, într-un parteneriat din nou public-privat, să aloce un buget minim necesar de 30.000 de euro. Ceea ce, din nou, și-a asumat domnul primar. Toată suma a fost votată și adoptată în ședința de Consiliu Local privind bugetul local. Ultimul pas era, într-adevăr, angajarea unui manager de destinație. Atunci am început, într-adevăr, să discutăm concret despre ce am putea să facem împreună în Piatra Neamț, astfel încât să transformăm din nou orașul într-o destinație turistică de interes național. S-a ajuns în acest punct și de acum încolo, cu siguranță, am construit deja, suntem în plină mișcare și vom construi și mai departe. Beneficiul real al OMD-ului, de asta ne-am luat acest aviz legal și oficial de la minister, îl reprezintă faptul că, unul la mână, putem să ne punem la masa negocierilor cu alte OMD-uri, ori din județ, ori din regiune și, într-un final, cel național, pentru a fi parte din strategia națională de promovare, și Piatra Neamț ar putea să ia o felie din această strategie. Da, să ne promovăm mai pe românește, să ne promovăm din banii ministerului. Este fantastic, da, ca acțiune de marketing, să te promovezi pe banii altora. Unul tot la ai noștri sunt. Da, mă rog, nu, tot ai noștri nu sunt. Din bugetul ăla mic, da, pe care l-ai, trebuie să rup. Avem ca opțiunea să... de a nu fi promovați din bugetul respectiv sau să reușim. Bine, am să înțeles fim... asta, dar nu, dar eu când aud de banii ministerelor și că... E adevărat, așa, înțeleg ce sunt spuneți. Banii... tuturor. Da, eu cumva am așa o mentalitate de antreprenor și îndrămâiesc foarte bine fiecare leu pe care îl cheltuiesc și ca marketing, da, este formula ideală să te promovezi din banii altora, între ghilimele, evident. Da, este cel mai eficient să nu ai niciun cost, dar să ai rezultate. Asta se va întâmpla prin includerea, integrarea OMD-ului în Strategia Națională de Promovare 1. 2. Putem accesa fonduri. Da, strict pentru promovarea destinației turistice și 3, ceea ce mă interesează în mod direct și concret, dar într-o fază ulterioară, este să creăm produse turistice de incoming. Noi suntem primul OMD nu doar din județ, ci din toată regiunea Moldovei, cu excepția Bucovinei, care are delimitată propria regiune. Da? Deci, în cazul de față, OMD regional Moldova înseamnă 7 județe fără Suceava. Suceava are propriul OMD regional Bucovina. Bun. Noi suntem primul OMD din toată regiunea și ne va permite să convocăm la un moment dat, în funcție de cât de bine se mișcă și cei din Iași, de exemplu, o întâlnire chiar la Piatra Neamț, intenționez să o organizez, cu acest OMD Iași și OMD-ul din Bucovina, Suceava, acolo unde există toată deschiderea și se mișcă lucrurile, să creăm un produs de incoming pe ruta Iași-Piatra Neamț-Bucovina, să fie un produs vandabil prin agențiile de incoming la târgurile internaționale. Astfel încât să avem și turiști străini la un moment dat. O precizare aș vrea să o facem. Eu, din câte știu, pentru a crea un asemenea organism, nu era neapărat nevoie de o lege specială.
aici, chiar pe locul domnului primar, a stat domnul ministru al turismului. Și am discutat subiectul acesta și în alte zone au funcționat asemenea organisme fără să fie nevoie de o lege specială. Sunt asociații care funcționează de ani de zile pe acest, pe acest sistem. Adică da, e ok, dar nu trebuia să așteptăm o lege, părerea mea. Parțial adevărat, pentru că da, sunt sute de asociații turistice în țară, dar diferența dintre o asociație turistică și o IMD este faptul că tu poți, unul la mână, să accesezi niște fonduri guvernamentale strict pe direcția de promovare a destinației. Cine nu și-ar dori să acceseze 10, poate sute de mii de euro pentru a face marketing, nu? Unul la mână, doi la mână, te promovează Ministerul Turismului printr-o strategie coerentă și amplă de promovare tot, da, din fondurile guvernamentale. Și trei la mână, poți să creezi produse de incoming avizate. Acest cadru legal al OMD-ului la noi este încă tânăr, refresh, dar e bine de menționat faptul că în afara țării acest cadru, aceste OMD-uri există de zeci de ani. Și vă pot da exemplul OMD-ului Alsacia Lorena din Franța, care face performanță incredibilă pe turism, sau OMD-ului Bruges-Ghent din Belgia, care sunt destinații consacrate la nivel european și funcționează fix pe acest mecanism. Au propriul OMD, propriul buget prin care investesc în diverse acțiuni punctuale de marketing și sunt parte din strategia națională de promovare, beneficiind și acolo de fonduri. Și deci n-am inventat noi roata. Nu, dar n-am spus. Eu doar am vrut să facem această precizare, pentru că acolo unde a existat inițiativă, acolo unde a existat dorință de promovare și a existat, cum să spun eu, o coeziune a tuturor factorilor implicați cu presiune din partea mediului din Horeca, se spune mediul de afaceri din Horeca, lucrurile s-au mișcat. Și eu mă bucur că avem acest organism în Neamț. Mă bucur că primăria a dat 30.000 de euro ca să poată fi făcut. Mă întreb doar dacă în răspunsul celor care, pentru care se face lucrul acesta, nu vorbesc de cetățeni acum, vorbesc de unități, de cazare, etc., este pe măsură. Aici vreau să am ascultat intervenție, pentru că mai este o nuanță care trebuie menționată. Ați spus foarte bine că constituirea acestor organizații nu este dependentă neapărat de cadrul legislativ, pentru că până la urmă orice formă de asociere, câtă vreme legea o permite, o putem face și putem să avem activități în sensul acestei misiuni de promovare și dezvoltare turistică la Piatra Neamț. Trebuie să menționez că eu am avut încă în planul de campanie electorală acest obiectiv, constituirea organizației de management a destinației. Știu. Încă din prima săptămână, după ce am devenit primar, am invitat mediul de afaceri din sectorul Horeca la discuții pentru a pregăti constituirea acestei organizații și să avem pași concreți pentru a promova orașul Piatra Neamț în sensul creșterii timpului de ședere în Piatra Neamț, pentru că astăzi, la drept vorbind, Piatra Neamț este o destinație turistică de tranzit, mai degrabă. Cum facem să creștem acest timp de ședere și cum facem să creștem, bineînțeles, și numărul turiștilor care ajung în Piatra Neamț. Prin urmare, să facem în pași mărunți să ajungem la rezultate într-o manieră organică. De aceea am intenționat și am și constituit această organizație pe principiul unei abordări cât se poate de inclusive. Am invitat la masă pe toți cei care au dorit să se implice. Pașii formali de a deveni membru în asociație nu l-a făcut neapărat toată lumea, dar a fost o creștere organică în timp. Am început cu 5 membri, 9 membri, astăzi cred că suntem 22 de membri. Adică tot ceea ce înseamnă unitate de cazare, restaurant, cafenea, terasă, care are
capacitatea de a fi cumva reprezentativă pentru acest sector de activitate în Piatra Neamț. Păi dacă ne uităm și pe... să lucrez cu profesioniști și de aceea i-am și propus lui Alex să se implice, să vină alături formal sau informal în cadrul acestei structuri și mă bucur că a ales să fac acest pas, asumându-și un rol decisiv până la urmă. Da. Bun, acum vorbeați de oameni care au venit alături. Mă uitam pe o statistică a INSE-ului și spunea structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare la Piatra Neamț, avem oficial 24. 23-24, da. 24. În 23 au fost în 2021. Da. Poate de una și-o fi pierdut statutul, poate, eu știu, nu știu. Or fi 23-24. Deci, practic, au cam venit toți cei cu structuri de cazare. Acum, nu? Nu, nu? Trebuie să fiu cât se poate de sincer și fair play aici. Nu sunt doar structuri de cazare, ci și restaurante și cafenele. Structuri de cazare, dacă nu greșesc, sunt 7. Restul sunt restaurante și cafenele, dar chiar despre asta este vorba. Nu trebuie neapărat hotelierii să fie membrii. Ideal ar fi să-i avem pe toți, într-adevăr, pentru că ei ar beneficia direct, da, de activitatea OMD-ului, dar și cei din planul, da, secund, restaurantele, cafenelele, ceainăriile și ce mai e, pentru că și ele fac parte din acest mecanism. Mă uitam pe niște cifre. În 2018, sosiri în Piatra Neamț, aveam 64.500, da, de sosiri. În noptări, aveam 96.700 și ceva. Anul trecut, în 2022, suntem sub 2017. Bine, și condițiile au avut. 53.000 de sosiri și în noptări vreo 85.000. Da, bă, aici cred că aș putea să mă raportez la mai degrabă la alți ani. 2022. 2019, în primul rând, care este anul prepandemic, toți specialiștii din turism și-au ca reper anul 2019. Este cel prepandemic, acolo s-a și rupt totul, acela a fost și într-adevăr un an foarte bun pentru turism, la nivel global, nu doar în România. Au fost 50.000 de turiști, efectiv, nu sosit, 50.000 de turiști cu 105.000 noptări. Îți dă o medie de noptare de 2,1 rotunjită. Eram atunci peste media județului și aproape de media națională. Lucrurile s-au schimbat abrupt, din păcate, în 2022, când să spunem că am fi avut tot vreo 50.000 de turiști, deci ne-am apropiat de anul prepandemic ca volum de turiști, dar ca medie de noptare suntem la 1,5. Sub media județului de 1,9, sub media națională de 2,3. Asta îți arată clar că ești o destinație de tranzit. Destinațiile de tranzit nu sunt considerate destinații turistice de interes național, prin definiție. Nu poți pretinde că ești o mare destinație turistică atunci când tu ai 1,5. Ok. Noi avem o problemă. Noi suntem stațiune de interes național. Nu pe tot teritoriul orașului, ci pe o mare parte a orașului. Asta, da, este o altă ciudățenie. Problema este în felul următor. Stațiunile turistice de interes național beneficiază, între ghilimele spun că nu toate beneficiază, de niște prevederi legale care pot fi câteodată avantajoase, câteodată coercitive. De exemplu, am și scris și ministerul mi-a dat dreptate atunci, orice investiție care se face într-o stațiune turistică de interes național, orice investiție, trebuie să țină cont de acest statut. Și trebuie să obțină, nu știu, aviz, autorizație sau altceva, de la un compartiment special din Ministerul Turismului. Așa era legislația, poate s-a schimbat, da, în ultimii doi ani. Și la noi nu s-a ținut cont niciodată de lucrul acesta. Niciodată. Ce înseamnă asta? Statutul ăsta de stațiune turistică în momentul ăsta ne ajută cu ceva? Sau pur și simplu este așa ca un fel de tichie? Să fiu sincer, nu ne ajută cu nimic. Viziunea de dezvoltare a orașului turistic Piatra Neamț acum mulți ani a fost orientată către mass market, da? Către mass tourism, către turismul de masă. Nu știu dacă Piatra Neamțul poate fi poziționat astfel ca destinație de masă, pentru că nu e Brașov, da? Să zicem că e un oraș unitar, da? Are o direcție clară,
Nu suntem nici Sighișoara, foarte nișat, nu suntem nici Sibiu. Piatra Neamțul are o serie de avantaje și beneficii care ar trebui încropate într-un produs turistic comun. Nu cred că calitatea trebuie să fie targetul, ci mai degrabă cantitatea, ci mai degrabă calitatea ar trebui să fie poziționarea orașului. De asta, cel puțin pe bucățica mea de treabă, îmi doresc să dezvoltăm și să promovăm orașul turistic Piatra Neamțul cu ceea ce are, nu cu ceea ce ar putea să aibă. Și să valorificăm la maximum tot ce se poate valorifica în Piatra ca atracție turistică, astfel încât să creăm un produs coerent, adresat mai multor nișe. Și viziunea mea este simplă de prezentat, pentru că eu am făcut același lucru și în Delta. Am luat o casă veche și puteam foarte ușor să intru cu buldozer în ea și să-mi fac o pensiune ultramodernă cu geamuri, cu piscină și așa mai departe, dar am preferat să o salvez, să o reabilitez, da, și să o pun în valoare pe un turism de nișă. Asta e viziunea mea validată la nivel micro, da, ca produs turistic. Asta e viziunea pe care vreau să o aduc și la Piatra Neamț la nivel macro. Bun, haideți să vedem. Vă rog pe dumneavoastră, eu o să încerc să tac cât pot de mult, să ne spuneți care vor fi pașii următori. Bun. Adică și aș prefera, dincolo de pașii aceia obligatorii care sunt de imagine, da. Deci, dincolo de, care vor fi lucrurile pe care se va merge concret ca să putem să schimbăm această imagine și lucrurile în domeniul turismului la Piatra Neamț. Și vă rog pe dumneavoastră. Eu nu vreau să monopolizez. Dar vă rog să discutați între dumneavoastră ca și cum ați fi la ședință. Și eu nu fac altceva decât să mutăm camera ca să vedem. Este o ședință în care vrem să vă implicăm și pe dumneavoastră foarte mult ca parte activă a comunității. Ați început dumneavoastră această emisiune cu o introducere foarte corectă, în care vorbeați despre potențialul industrial al orașului și cum a evoluat, să zicem, acest concept în ultimele decenii. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că viitorul industrial al orașului Piatra Neamț este blocat undeva în trecut. Practic este foarte puțin probabil că această construcție poate deveni sustenabilă și se poate rezolva în pași imediat următori. Ce putem face este să pregătim o infrastructură și aici avem avantajul și speranța că toate aceste autostrăzi care se vor apropia de Piatra Neamț și prin drumul expres Piatra Neamț-Bacău se vor realiza în următorii 2-3 ani. Avem pași concreți în această direcție, construcții care deja sunt în desfășurare, segmente întregi. Drumul expres Piatra Neamț-Bacău este de asemenea în fază de obținerea certificatului de urbanism. Până la finalul lunii iunie ar trebui să avem studiul de fezabilitate, după care în a doua jumătate a acestui an va fi scoasă la licitație proiectarea plus execuția drumului pentru a simplifica pașii următori, în așa fel încât în următorii 2 ani și jumătate, 3, să avem un drum complet funcțional care să nu pe care să nu mergem cu încetinitorul așa cum facem astăzi, trecând prin toate localitățile. Haideți să spunem, să ieșim din izolare. Din punctul de vedere al infrastructurii rutiere, Piatra Neamț, de ce să o mai lălăim? Este izolat, este un oraș izolat. De asemenea, sperăm ca calea ferată care leagă Piatra Neamțul de Bacău și București să fie de asemenea reabilitate prin PNRR. Sunt fonduri alocate în această direcție, așteptăm rezolvarea acestei probleme, pentru că este de neacceptat ca în secolul 21 să facem 5 ore, 6 ore cu trenul până la București. Revenind la ceea ce înseamnă dezvoltarea turistică a orașului, trebuie să fim iarăși sinceri cu noi înșine și să nu ne așteptăm la rezultate extraordinare și la minuni făcute peste noapte. Am început și am spus încă de la începutul acestei emisiuni că este nevoie de o evoluție organică, de pași mărunți, dar făcut zilnic. În ultimii 2 ani s-au întâmplat lucruri pe zona asta turistică. Avem primul traseu turistic omologat în Piatra Neamț, deși toată lumea îl știe de zeci de ani. Abia anul trecut, în noiembrie-decembrie, am primit omologarea, certificarea acestui traseu turistic.
toată lumea știe, trei căldări. Se pleacă din centrul orașului și se ajunge, practic punem în valoare ceea ce avem în această zonă de potențial turistic a orașului. Creăm alte produse și o să vorbească mult mai bine despre aceste lucruri Alex. Cert este că primăria trebuie să asigure cadrul de realizare, implementare și organizare a acestor proiecte turistice care să vină cu validarea sectorului turistic și acest lucru și rolul de integrator va reveni organizației de management a destinației, din care primăria face parte, dar dezvoltarea turistică a orașului nu se poate face doar de către primărie. Trebuie să fie toți actorii la masă, toți să decidem, toți să ne asumăm în ce proiecte ne băgăm, ce proiecte susținem și care este rezultatul pe care îl așteptăm și să ne punem la treabă împreună, pentru că promovarea orașului nu trebuie să o facă doar primarul sau doar societățile primăriei sau entitățile subordonate primăriei, ci toți împreună trebuie să investim energie și resurse în acest demers. Și de aici am să-i las mingea lui Alex, care cunoaște foarte bine acest plan. Și vă rog frumos, eu ascult și intervin numai dacă simt nevoia. Da, din nou, cred că ar merita un pic contextualizat, pentru că vorbeam de industrie, de agricultură, clar n-are sens să discutăm la Piatra Neamț și atunci îți rămâne sectorul terțiar, nu de abordat, cel al serviciilor. Turismul rămâne în continuare, chiar și după 2 ani grei, și al treilea, 2022 a fost un an greu, cel mai mare angajator de pe planeta asta. 16% din populația lumii lucrează în turism. Sunt țări care depind de turism. Unele au 80% din PIB. Din turism. Grecia are 23% din PIB. Noi avem doar 5% din PIB. Nu mai vorbesc de resursele turistice ale României, pentru că aici ar fi o discuție separată și destul de largă. Dar e clar că suntem subdezvoltați din punct de vedere turistic, inclusiv comparându-ne cu piețe precum Bulgaria și Ungaria. Dar chiar și așa, lăsând incoming-ul, adică turiștii străini la o parte, piața din România, formată din 10 milioane de turiști, este suficient de largă încât să o abordezi direct. Eu consider că, în primul rând, Piatra Neamțul trebuie să se promoveze pentru publicul român. Este extraordinar de diversificat. Sunt oameni educați, oameni cu posibilități materiale, cu familii, cu copii, fără copii, nu contează, care vor să descopere destinații și să-și aloce timp. Apropo de pensiunea de care ziceam, am 3,4 medie de noptare acolo. Deci se poate într-o destinație necunoscută. Acum, cum să vă spun, la Sarichioi, parcă așa țin minte. Acolo aveți 12 locuri de cazare. Da. Una este când discuți despre, eu înțeleg conceptul, ați luat o casă veche, ați legat-o cu niște alte lucruri. E ok. Da. În mic este foarte ok. Asta vreau să spun, că Sarichioi nu există pe hartă. Eu zic, este ok. Este ok. Pe mine mă interesează, vine lumea la Piatra Neamț. Eu am avut, cum să spun eu, plăcerea și neplăcerea să primesc oameni care m-au bătut la cap de ani de zile că vor să vină la Piatra Neamț și pentru ei Piatra Neamț era legat de un lucru. Telegondola. Da. Și au venit. Bun. Și mi-au zis, hai să mergem cu telegondola. Eu am spus, bine, poftiți, dar tu nu mergi. Eu nu merg că am rău de înălțime. Ok. Și am lăsat să se ducă. S-au dus. Și-au coborât. Și-au zis, ok, te rog frumos, când îți mai spun de Piatra Neamț și telegondolă, să-mi spui să mă uit în oglindă. Da. Și sunt niște oameni, care chiar merg și care își petrec vacanțele în județul Neamț, în zona de munte, în fiecare an, de două, trei ori pe an vin și își petrec vacanțele. Și am întrebat, dar ce-i? Nu se poate să nu poți, să nu ai nimic de oferit în afară de priveliște. Păi bun, iertați-mă acum, același lucru se întâmplă și în Brașov pe Tâmpa, nu știu dacă ați fost. Întâmplător, da, dar în Brașov când te duci, nu ești legat de un singur lucru, de Tâmpa. Știți, și la Piatra Neamț nu ești legat doar de telegondole. Tocmai asta încerc să spun. Și hai să deservim. Dacă vii sâmbătă și duminică, ai surpriza să găsești câteodată muzee închise. Da, apropo de cum legăm lucrurile între ele, ca să putem crea niște lucruri în turism. Da, revenim la Piatra Neamț. Am plecat, că
când am construit cumva strategia, am plecat de la această mare problemă pe care o are Piatra Neamțul. Nu consider că neapărat volumul de turiști e problema, ci mai degrabă media de noptare. Și ne-am pus întrebarea cum facem să-l ținem pe turist mai mult în Piatra Neamț. Da? Și atunci am analizat niște indicatori. Am văzut că omul se duce mai mult la Târgu Neamț și stă acolo. Da? Se duce mai mult spre munte și stă. Și am zis, ok, hai să-l facem să vină la Piatra Neamț, să se cazeze aici, da? Și de aici să plece încolo și încolo. Eventual să-i asigurăm noi. Da, și noi asta am făcut. Deci când am preluat gestionarea aplicației, pentru că Piatra Neamț City a fost mutată în portofoliul nostru, am preluat-o cu 25 de atracții turistice în Piatra Neamț. Am mapat și am adăugat în aplicație tot ce se putea adăuga. Nu facem un marketing mincinos, dar dacă o casă, o piatră, un copac are o poveste care poate fi prezentată publicului larg, o consider atracție turistică. Sunt 100 de atracții turistice care au fost organizate în 3 rute la pas. Piatra Neamț e un oraș frumos. Oricine ar spune, oricine poate să zică orice despre Piatra Neamț. Este un oraș frumos care merită descoperit la pas pentru că e mic. Zona centrală are multe de oferit. Și sunt 3 rute la pas deja create în aplicație. Da, una, zona centrală, a doua spre strada Ștefan cel Mare, printre casele istorice, strada Calistrat, Hoga și înapoi în centru, și a treia pe Valea Bistriței, la podul Căprioara. Eu aș crea și ruta de pe Alea Uranus, care are povestea ei. Orice sugestie e bine venită. Dar nu, dumneavoastră râdeți, știu de ce râdeți. Nu, ruta de pe Alea Uranus are povestea ei. Acolo sunt foarte multe vile care au fost confiscate pe timpul comunismului, pentru că, și a fost o chestie unicată în țară, s-a considerat că aici se crease un fel de burghezie comunistă care a încălcat legea. Și vilele alea au fost redobândite de proprietari după eforturi foarte multe. Eu vă spun că veneam, când eram student, în Piatra Neamț și mă plimbam pe acolo pentru că îmi spusese cineva. Se poate crea un loc. Alături avem o altă atracție turistică, Sala Sporturilor, în care putem să arătăm lucrurile în bine și în rău. Știți, aici este un cartier cu vile, aici este ceva. Adică, da, sunt de acord cu dumneavoastră, așa este. Te duci în Grecia, te duci în Cipru, te duci oriunde, ai o piatră și mustește în ea o poveste. Este perfect adevărat. La nivelul acesta al discuției dintre noi, lucrurile așa stau. Da. Așa stau. Da. Problema este cum îi convingem pe turiștii români să vină la Piatra Neamț. De exemplu, știți că din Piatra Neamț există un fel de turism cultural dinspre Piatra Neamț, spre Bacău, spre Iași sau prin altă parte, dinspre Piatra Neamț încolo. Înainte era turism cultural spre Piatra Neamț. Există și invers. Foarte puțin. Da, e adevărat. Eu cred că anul acesta este mai degrabă despre a construi și reconstrui. Cred că aici sunt de acord cu mine. Mi se pare că și timingul e bun. Mie mi se pare că e valabil și pentru turismul din Piatra Neamț și pentru turismul românesc. Noi avem un puzzle atât de frumos, cu atât de multe piese, da, unele mai bine întreținute, altele mai avariate. Dar trebuie doar să adunăm toate aceste piese și să le punem frumos cap la cap. După ce am creat acest tablou, să dăm o vopsea peste. Îmi place foarte mult ideea cu puzzle-ul, dar cred că la noi, la români, când s-au făcut cutiile de puzzle, s-au amestecat piesele. Și sunt piese disparate. Da, nu-i problema. Misiunea noastră este să căutăm toate aceste piese și să le punem cap la cap. Deci suntem în faza în care construim, pe de o parte, produsul turistic, da? Poziționarea turistică a orașului și marketingul turistic va veni abia în faza ulterioară, cu toate că noi suntem angrenați acum pe toate direcțiile. Ne-am luat avizul, e în lucru brandul turistic local, astăzi va fi votat de membrii Consiliului Director, dar am dat drumul la comunicare în online și avem pregătită aplicația de mobil, care vrem nu vrem, e un instrument important în ecuația asta, pentru că toți avem un smartphone, toți avem acces la internet și mai ales că targetăm în proporție de 90% publicul român, cel puțin momentan. Și atunci avem toate ingredientele, lucrăm în paralel toate. Peste toate aceste vin investițiile primăriei, da, în infrastructură, în pistele de biciclete, în diverse investiții punctuale în turism, da, cele de pe dealul Cozlat, de exemplu. Este suficient. Construim în paralel
autoritatea locală pe bucățica ei, noi pe bucățica noastră și la un moment dat toate acestea se vor termina și ne vom focusa foarte mult pe marketingul turistic, astfel încât să ieșim către publicul ăla, să spunem, hai la Piatra, că ai ce să faci, ai ce să vezi în Piatra Neamț, poți să stai o zi, două, să-ți umpli timpul aici lejer și de aici du-te în împrejurimi, du-te prin județ, seara vin înapoi și înoptează acolo unde ai vrut să te cazezi. Eu cred că în Piatra Neamț vom putea discuta despre turism adevărat în momentul în care nu vom mai considera telegondola o atracție turistică, ci o vom considera ceea ce este, un mijloc de transport. Da, știți? Și nu dacă îmi permiteți, pentru că telegondola, vrem, nu vrem, e un trigger de marketing, cum se spune. Eu n-am nicio problemă. Deci dar Piatra Neamțul în prezent este asociat cu telegondola. Nu. Piatra Neamțul a fost asociat un timp cu stadionul de fotbal. Normal. În care și acolo s-au vârât niște bani cumpliți și este în paragină. Într-o paragină, haide să spun, într-o paragină. Baza materială acolo arată foarte bine și într-o lună și jumătate vor începe lucrările la pista de atletism. Da. După ce va fi gata, chiar nu se mai justifică sub nicio formă Termenul de paragină. Facem o emisiune de acolo într-o zi. Așa. Deci după ce greșit. Pista, vă rog, am greșit eu, hai să spunem că am greșit. Deci, s-a investit în stadion. Toată lumea spunea, wow, Piatra Neamț, stadion UEFA. Ok, n-am nicio problemă. După aceea s-a investit în telegondolă. Știți foarte bine poveștile și nu le mai discut aici, că nu ăsta e scopul emisiunii. Eu m-aș bucura ca atunci când vine cineva în Piatra Neamț să spună, domne, eu vin în Piatra Neamț că am așa, muzeul Cucuteni unic în lume. Corect. Unic în lume, da? Mă duc în Piatra Neamț, nu știu, după Cucuteni, mă duc la Bâtca, apropo, Bâtca, Doamne, inclusă în... Este, da? Da. Urmează să vă spun și asta, dacă vă duc. Da, vă rog, chiar mă interesează. Bâtca, da. Doamne, mă interesează în mod deosebit. Bine, nu ca intervenție, ca investiție efectivă acolo, dar ca și produs turistic integrat în produsul turistic Piatra Neamț, da, există și Bâtca, Doamne, cu cetatea Petrodava și nu neapărat datorită sau din cauza cetății, că nici nu știi cum să o prezinți, pentru că nu ai mare lucru de văzut acolo, este clar, ba din potrivă îți stârnește o reacție negativă, că nu e pus în valoare. Îți stârnește o reacție negativă când vezi cum terenurile din jur au fost o parte dintre ele. Pe ele au răsărit tot felul de construcții. Deci este vedeta, și este vedeta Neamțului, pentru că a apărut un monolit acolo în fiecare zi, apare câte. Domnul primar, dați-mi voie să vă spun că primăria Piatra Neamț a făcut un proiect acum câțiva ani care s-a bătut pe plan național, la televot, nu știu ce. Sunt curios și eu, ce s-o mai ales de el? Probabil că băieții de la imagine, de la comunicare, ar trebui să știe. Ei, în general, sunt oameni ok. Am văzut că chiar ați apreciat pe cei de la imagine pentru munca depusă pentru obținerea... E un demers comun, da, n-am făcut-o de unul. Nu, am apreciat lucrul acesta. Adică... Da. Bun, ca să vă răspund totuși, ce are turistul de făcut în Piatra Neamț? Ziceam de trei rute definite la pas. N-ai cum să le faci pe toate într-o zi. Le faci în două zile, să spune. Bun, ai trei drumeții pe munte. Una pe Cozla, una pe Cernegura, una pe Cârloman. Un traseu este deja omologat, urmează alte 4-5, rămâne de văzut până la finalul anului. Toate vor fi omologate, toate vor fi prezentate ca produse turistice pentru iubitorii de natură, pentru că sunt trasee accesibile și nu văd de ce nu s-ar duce pe ele. Avem comunitatea de mountain bike. Este o nișă interesantă care s-a dezvoltat în jurul telegondolei, că tot spuneați. Telegondola a creat această comunitate. Ea nu exista înainte de telegondola. Erau 2-3 bikeri în Piatra Neamț, acum sunt 300. Da? Care se văd, fac acțiuni, merg pe dealuri împreună și pot crea acest produs turistic de nișă, într-adevăr. Dar sunt atâția oameni în țara asta care asta vor să facă, să se ducă cu bicla, da? Pe dealuri, pe munți. Și Piatra Neamțul are un avantaj fantastic din acest punct de vedere. Asta e Piatra Neamțul, dar mai avem 4 itinerarii cu mașina în împrejurimile orașului. Am mapat și am creat rute turistice în jurul orașului. Da? Primul exemplu pe care pot să vi-l dau este cel care include Mănăstirea Bistrița, Bisericani, Crucea, Mănăstirea Peștera, ajunge la Gârcia, cetatea Petrodava, că tot spuneați de ea, la Caiace, Ștrand, Biserica de Lemn de la Văleni, revine la Podul Căprioara și se termină ruta pe
vârful dealului Petricica, cu o panoramă de acolo. Avem astfel de produse deja create în aplicație în clipa de față, plus 6 itinerarii de o zi în județul Neamț. 3 spre Bicaz, practic spre partea vestică a județului, 3 spre partea estică. Avem 19 produse de genul ăsta, tip rută, itinerariu, prin care îi spunem turistului: vină la Piatra Neamț, aici va fi baza sejurului tău prin Neamț și du-te, bucură-te de oraș, bucură-te de județ. Vă dau un singur exemplu. Strategia națională de promovare a turismului din Norvegia este bazată exclusiv pe genul acesta de produs turistic, de tip rută. Ei au 18 rute cu mașina, itinerarii, de o zi, de 3, de 5, de 8, de câte vrei tu, mai în sud, mai în nord, mai printre fiorduri, mai spre munți. Atât, ei nu au altceva. Și au, nu vă zic câte milioane de turiști au în comparație cu România, că ne facem de rușine. Dar se poate. Da? Asta e cumva viziunea pe care încerc să o aduc și la Piatra Neamț. Astea le avem. Le avem, le-ați spus pe aplicație, este ok. Răspunsul din zona operatorilor de turism. Care este? Avem în Neamț agenții, avem tot. Au venit spre dumneavoastră, au început să introducă acest produs, e un produs, da, turistic, în ofertă, este încă special, adică nu e prea devreme. Lucrurile astea încă nu sunt oficiale, eu ce v-am spus acum nu a fost livrat public pentru că încă se lucrează. Am definitivat secțiunea de turism în aplicație, urmează și celelalte. Eu zic că până la finalul lunii terminăm totul, iar la începutul mai relansăm oficial aplicația și cu noul brand turistic. Okay. Din acel moment noi vom începe să comunicăm public, da, în direcția asta, de oraș turistic, da, de nișă pe diverse bucăți. Evident că vom integra și operatorii aici, cei care fac mai mult incoming decât intern, pentru că e mai greu să vinzi prin agenție orașul turistic Piatra Neamț către publicul intern, pentru că el se vinde singur. Da, trebuie să ai propriul marketing, nu să depinzi de agențiile de turism. Mai degrabă mă gândesc la produsul de incoming Piatra Neamț, apropo ce vă ziceam la începutul discuției, într-o colaborare cu Iași și Bucovina. Dar vom începe să ieșim în public spre începutul, spre finalul primăverii, începutul verii, astfel încât să prindem deja sezonul turistic cu vectorii de comunicare și marketing activați, ca anul viitor, într-adevăr, să avem setate și niște obiective cuantificabile, măsurabile. Există o discuție în domeniul acesta al turismului, dacă mergi pe trasee, cum spuneți dumneavoastră, sau mergem pe obiective. Eu zic că în mod normal ar trebui îmbinate, că traseul are pe el niște obiective. Da, dar inclusiv muzee. Turistul, de obicei, vine setat, apropo de ce spuneam, da? Piatra Neamț, telegondolă, vine setat pe un obiectiv. Da, și ăla va fi în mare parte telegondola în clipa când de față. Obiectivul va deveni Piatra Neamț. Asta ne dorim. Când obiectivul va deveni Piatra Neamț, așa cum spui Sibiu, spui Brașov, când te gândești la un weekend, la ceva, atunci... Dar știți de ce ne dorim să fie Piatra Neamț obiectivul final? Pentru că vrem ca turistul care a fost aici să zică că orice turist se poate transforma în marketing relațional, în vector de marketing relațional, adică îl transformi în agent de marketing involuntar. Vreau să spună prietenilor, familiilor, cunoscuților, colegilor la muncă, de unde lucrează, spună: du-te la Piatra Neamț, că ai pe unde să te plimbi prin oraș, e foarte frumos, sunt case, sunt muzee, ai ce să vizitezi, du-te pe dealuri, că e natură, da? Du-te și plimbă-te cu mașina încolo și încolo, că ai unde să oprești, ai ce să vezi, ai ce să mănânci. Asta vreau să, nu vreau să zic că du-te la Piatra Neamț că te plimbi cu telegondola, nu vreau să spun du-te la Piatra Neamț că ai muzeul Cucuteni, mulți dintre ei nici nu știu de muzeul Cucuteni, nu asta îmi doresc să spună neapărat punctual, vreau să spună despre Piatra Neamț că este un oraș frumos, da, și că are ce să facă turistul în Piatra Neamț și pe lângă Piatra Neamț, asta îmi doresc, nu un obiectiv, nu telegondola, nu altceva punctual. Da. Dați-mi voie să am o scurtă intervenție aici. Nu în ideea de a întrerupe, ci în ideea de a puncta un lucru care vreau să fie clar tuturor pietrenilor. La finalul acestui an, Piatra Neamț nu va fi destinația turistică numărul 1 din România.
La finalul acestui an avem niște obiective, până la finalul acestui an avem de atins niște obiective simple. Crearea conceptului de promovare turistică a destinației Piatra Neamț. Adică cadrul, să avem este, cadrul brand-ul, este creat. Să avem niște produse turistice vandabile pe care să începem să le promovăm de la finalul anului. Anul acesta nu ne focusăm pe obiective de... e posibil și e foarte probabil, de fapt chiar, să avem un număr mai mare de turiști, pentru că deja am activat o serie de canale de promovare, dar în ideea de a le crește, nu neapărat de a le face, de a măsura câți turiști au venit anul acesta în plus, dar și mai degrabă de a valida produsul turistic și de a ști cum ne promovăm începând de anul viitor. Anul acesta ne focusăm pe crearea conceptului, pe crearea strategiei de promovare turistică, în așa fel încât de anul viitor să punctăm clar. Țintim creșterea numărului turiștilor cu 25% față de anul acesta. Nu știu, e da, un exemplu de obiectiv pe care ni-l vom seta la sfârșitul anului, după ce știm clar ce rezultate am atins deja la începutul anul acesta. După o lună de când avem manager de destinație, de când avem această echipă extinsă a organizației de management a destinației, după o serie de adeziuni noi la începutul acestei luni, adeziuni care continuă să vină, pentru că suntem în plin proces de creștere. Se întâmplă toate aceste lucruri concomitent cu practic cele mai importante proiecte de dezvoltare a orașului de modernizare a orașului din ultimele decenii. Adică anul acesta vreau să fiu realist, să ne propunem niște obiective realizabile, să le atingem până la finalul anului, să știm cum punem în valoare mai bine orașul de anul viitor, dar se întâmplă totodată cu cele mai importante proiecte de modernizare a orașului și acestea ne creează și contextul de a avea așteptări foarte mari și de a fi foarte optimiști. Acum, la discuțiile pe care le-ați avut cu pionii care joacă în domeniul ăsta, care au fost problemele ridicate de ei? Pentru că bănuiesc că sunt niște lucruri pe care, hai să spun, oamenii nu le știu în activitatea acestor oameni. Hoteluri, agenții de turism, spuneați de taxă hotelieră. Să știți că a mai fost taxă hotelieră la Piatra Neamț. Deci ea a mai existat. Nu a fost neapărat, a mai fost actualizată cumva acum. Ce probleme au oamenii aceștia care vin? Și eu tot stăteam acum și mă gândeam, aș vrea să văd dacă există pentru oamenii care vor să investească în domeniul acesta un cadru care să le creeze, nu, care să creeze dorința de a investi în domeniul ăsta. Cât poate să ajute autoritatea locală în sensul acesta? Cu ce? Ce facilități ar putea să aibă cineva care vine să investească în turism în Neamț? Sau în Piatra Neamț, mă scuzați. Da. Acum cred că domnul primar ar putea să răspundă mai bine pe partea de infrastructură, pentru că evident că tu atunci când dezvolți și investești în infrastructură, creezi cadrul propice pentru a atrage investiții. Orice investitor vrea să vină într-un oraș care are bine pusă la punct infrastructura stradală și așa mai departe. Nu văd de ce nu ar veni. Dar vă recunosc că contextul nu e unul favorabil. Piața e inflamată. Mă refer la industria turistică, cel puțin în mediul privat. Vedem că tot contextul socioeconomic e departe de a se fi relaxat din diverse cauze și motive întemeiate. Turismul, partea de servicii, a fost și este un moft. El va fi primul tăiat de pe lista cheltuielilor, nu atunci când treci printr-o recesiune, când treci. Și suntem într-o perioadă dificilă. Au fost 2 ani pandemici în care nimeni nu a înțeles nimic. A venit anul trecut războiul, când din nou nimeni nu a înțeles nimic despre ce urmează să se întâmple. Anul ăsta deja avem alte probleme, alte efecte negative. Și atunci industria este puternic inflamată și nu mă refer la Piatra Neamț, mă refer la toată țara, mă refer la toată lumea, unde s-au produs 1 milion de dezechilibre și încă se produc. Totul se resetează și la nivel de industrie, micro și macro. Ce mă bucură într-adevăr în Piatra Neamț este că
scepticismul ăla incipient a fost imediat spulberat prin faptul că vrem cu adevărat să facem treabă în Piatra Neamț și am arătat încă din prima zi când am venit aici că ne dorim să facem treabă. Drept dovadă, de la 5 membri cu cât am început, pentru că au fost 9 în total, dar 3 au plecat, da, și au rămas 5, am ajuns la 22 de membri într-un context nefavorabil. Asta arată clar că ceea ce ne dorim să facem e solid, e matur, e justificat și că nu doar că au venit alături de noi și contribuie. Toți acești membri, 22 din prezent, contribuie la acest demers. Sunt parte activă, ne oferă feedback, ne oferă sugestii, participă. Noi avem un grup unde ne organizăm, cerem feedback, da, avem întâlniri. Deja avem a treia întâlnire în câteva luni. O adunare generală, două consilii directoare. Deci lucrurile se întâmplă și nu doar că ne întâlnim ca să vorbim, să pierdem timpul, că nimeni nu are timp de pierdut, nici eu și nici ei. Ne întâlnim ca să discutăm chestii concrete. Astăzi validăm brandul turistic local pe care de mâine începem să-l implementăm, să-l livrăm către publicul larg. 2. Astăzi votăm conceptul de modernizare a infopointului care arată blocat în timp. Zici că dacă te duci acolo și îl primești pe turist în info. Dar ce vă referiți? Centrul de informare. Centrul de informare turistică din parcarea de la... Nu e deloc. Adică ar trebui să deblocăm un pic speța asta a trecutului și să livrăm totuși un produs un pic mai matur, mai civilizat. Și vrem să-l modernizăm pe o investiție minimală, pentru că nu avem bani de cheltuit și de aruncat. În mesajele pe care le primesc, una dintre probleme este exact asta. Ce facem cu acele puncte de informare turistică? El de săptămâna, sau mă rog, săptămâna mare, după Paște va intra într-un amplu proces de modernizare, astfel încât până la începutul sezonului... Modernizare vă referiți? În interior. În interior, da. Sau modernizare în raport de comunicare? Și, în primul rând, la nivel estetic, da. Vom avea o intervenție, ăla va fi biroul nostru, ăla este sediul nostru unde noi ne vom desfășura activitatea, da, de zi cu zi. Unul la mână, dar doi la mână, aia este și zona deservită turiștilor. Și atunci am creat o delimitare între zona de birou și zona de concierj, unde să-l invităm pe turist, să-i servim o cafea, o apă și să-i dăm indicații despre cum să-și petreacă timpul în Piatra Neamț. Sperăm ca până la vacanța copiilor acel infopoint să fie finalizat și... Aici chiar e un termen cât se poate de realist dacă intrăm în lucru. Vacanța de vară. Vacanța de vară, pardon, nu știu. Ca să... Da, vacanța de vară a copiilor. Și acolo... E una pe care am început-o de astăzi. Da, scuze. Da, vacanța de vară, clar. E o vacanță. Doi, ne dorim să ne extindem ca echipă. Vom coopta o persoană executivă care să mă ajute aici permanent cu relația cu hotelierii și nu doar. Și trei, ne dorim să angajăm un student de preferat, voluntar, nevoluntar, va hotărâ el, dar avem un mic buget alocat și pentru asta, care să lucreze alături de noi din iunie, inclusiv până în septembrie, inclusiv când e vacanța studenților, practic, strict pe weekend. Astfel încât, asta e o problemă în centrele de informare din țară, că se deschide de luni până vineri, dar turiștii se duc în weekend, nu în destinații. Și vreau să acoperim această nevoie, să avem acel infopoint deschis de luni până duminică, mai ales în plin sezon turistic, când chiar vin. Citisem că au fost vreo 10.000 de turiști care au intrat în acel centru de informare în urmă cu un an, 2 ani. Da. Eu știu cum funcționa centrul de informare, așa că n-are rost să discutăm. Vreau să-l modernizăm și să-l facem cu adevărat un centru de informare. Da. Spuneți-mi un pic, ați amintit de buget. Bugetul va fi alimentat, ca să spunem așa? De unde va fi alimentat acest buget? Are această bază solidă de 30.000 de euro din bugetul local, dar a fost adoptat, da, așa bună, mai departe. Estimăm undeva la vreo 30.000 de euro din taxa hotelieră în acest an. Taxa asta hotelieră, apropo de taxa hotelieră, cine o plătește? Turistul care vine? Turistul plătește 2 lei pe noapte, pe cameră. Da, turistul. Eu sunt pietrean și cumpăr 3 camere de hotel pentru niște musafiri. Plătesc taxa hotelieră sau nu? Păi nu dumneavoastră vă cazați acolo. Păi nu, dar eu o plătesc eu. Mă duc eu și o plătesc eu. O plătesc taxa hotelieră sau nu? Un turist, prin definiție, este cel care nu are domiciliul. Stați un pic. Turistul
Turistul este turist, dar dacă eu, de exemplu, am un eveniment, da? Da. Eu îl organizez. Presupunând că dumneavoastră plătiți cazarea, dar dumneavoastră veți plăti și taxa hotelieră. Chiar dacă sunt locuitor al municipiului Piatra Neamț. Dacă dumneavoastră faceți acest cadou turistului venit din București... Dar eu nu-l consider turist. El nu vine turist. El vine, Doamne iartă-mă, vine la o înmormântare sau vine la o nuntă. Da, știți cum e? E o discuție ipotetică. E important pentru că sunt niște lucruri care trebuie lămurite în timp. Știți că să n-ajungem în situația în care se adresează unul care are o agenție turistică și eu în fiecare noapte mă duc și rezerv pe numele meu 60 de camere. Da, asta e o discuție punctuală, izolată. Noi vorbeam acum strict de turiștii, da? Care înțeles. N-au domiciliul în județul Neamț, că ăla e un turist, da. Prin definiție, care e din Bacău, din Iași, din Tulcea, din Constanța, din București, okay. De unde vine el. Da? El va plăti acea taxă și este valabil peste tot. Eu am fost plecat acum în niște destinații din lume și am plătit taxa asta hotelieră deloc mică, eu, din buzunarul meu. Dar sunt anumite situații când hotelierul plătește această taxă. Aici ține de discuția și de decizia luată între autorități și mediul privat. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, eu spun că și estimez că undeva la vreo 30.000 de euro ar trebui să încasăm de aici, plus încă vreo 2-3.000, 4.000 poate din taxa de membru, pentru că acești membri, 22 cotizați. Sau câți vor fi, până la finalul anului, vor plăti o taxă, o cotizație exact anuală. Și ar mai fi vreo... Ne bazăm pe un buget mic, dar e bine, pentru că putem să arătăm că putem livra niște lucruri concrete, palpabile, chiar măsurabile, cu bani puțini. Da. Asta e un an, exact cum vă spuneam, prin care ne dorim să construim și să fim funcționali ca echipă și să avem o punte solidă, noi ca OIND, între autoritatea publică, locală și mediul privat. Trebuie să ne validăm acest parteneriat, să arătăm că suntem un parteneriat solid, iar misiunea mea din această poziție de manager de destinație este să fiu complet obiectiv. Obiectivitatea este esențială ca acest parteneriat să fie durabil. Altfel, dacă înclin balanța într-o parte sau într-alta, s-a prăbușit totul și avem un exemplu de genul ăsta chiar în regiune, la Iași. Acolo au plecat cu surle și trâmbițe, totul frumos, branding turistic, viziune, totul și s-a prăbușit pentru că au devenit subiectivi cei care au coordonat activitatea. Au înclinat în balanța. Direcția cui? Au promovat mai mult un hotel, au promovat mai mult un agent, au promovat mai mult altceva. Și toată lumea își dorește să fie promovată aici. De asta obiectivitatea și transparența sunt vitale în ecuația asta. Eu nu pot să stau la masă fără ele. Și eu voi milita. Atât timp cât va exista obiectivitate și transparență și voi implica în procesul decizional toți membrii, exact cum se întâmplă astăzi. Chiar dacă e Consiliul Director, am invitat toți membrii să hotărască, dar atunci știm că vom avea un parteneriat solid, durabil. Altfel totul se va prăbuși încă din faza de incubare, așa cum s-a întâmplat la Iași, din păcate. Acum, și să știți că această abordare inclusivă am avut-o încă din prima zi de mandat, am chemat pe toată lumea, au venit cine a vrut, ușor, ușor cercul celor care au participat la aceste întâlniri a crescut, inclusiv momentul în care l-am prezentat pe Alex Filip ca propunere a mea pentru poziția de manager de destinație. Eu am anunțat pe toată lumea din sectorul turistic din Piatra Neamț, pe toate canalele, pe e-mail-uri, pe grupul de WhatsApp pe care l-am constituit, să invite fiecare dintre doritori alte persoane care sunt implicate în sectorul turistic. Am făcut-o într-un cadru care să permită participarea cât mai multor membri la un hotel din centrul orașului, într-o sală de conferințe foarte mare și așa a fost tot procesul de constituire acestei organizații, în ideea în care să convingem pe oameni să-și dorească să se implice, tocmai pentru că există această obiectivitate și această transparență și scopul unic declarat al acestei organizații este promovarea turistică a orașului, care să aducă beneficii tuturor. Bineînțeles, celor care se implică și care sunt cotizanți mai mult, pentru că l-aș ruga pe Alex să prezinte și acest lucru, participarea trebuie cumva bonusată și toți actorii care se implică, care plătesc, care oferă din timpul lor, în primul rând, pentru a participa la decizie și care participă este și financiar. Este logic dacă ești membru să în... Să beneficieze de o serie de cursuri și de programe care să este le ofere... Absolut.
Logic. Nu poți să stai pe margine și să spui vreau și eu, la fel ca ăla care este acolo. E aberant. Exact. Plătește taxă hotelieră, exact. Plătește taxă de cotizație anuală. Și drept dovadă, chiar astăzi, după ședința de comitet director, care se întâmplă la două, terminăm pe la trei, tuturor membrilor le susțin gratuit un curs de marketing. Da, deci ăsta este un beneficiu real pe care ei îl au astăzi ca membri. Deci ei vor învăța să-și facă propriul marketing. Să știți că e un mare interes pe subiect și de la două persoane foarte serioase din oraș am primit o întrebare care, o să vă spun, ea se leagă, una se leagă de cealaltă. Deci, apropo de managementul destinației, nu de managementul dumneavoastră al destinației. Okay. Cât de sustenabil este acest management al destinației într-un oraș, într-o zonă, într-o țară, care în momentul acesta se confruntă practic cu alegeri, care vin alegerile, strategii pe termen lung avem și n-avem, da? Și apropo de brand, că se leagă, că cineva m-a întrebat de brand înainte, adică să vă întreb pe dumneavoastră, brandul, cum a fost? A fost un concurs de branduri sau cineva ați scos cumva sau ați vorbit cu o agenție? Cine se ocupă? Pentru că Piatra Neamț a mai avut două, trei branduri turistice tot așa făcute. Prima întrebare prefer să răspundă domnul primar de sustenabilitate la brand. Cât este de sustenabil acest management al destinației? Nu vorbesc acum în mod concret de... Eu cred că întrebarea mai degrabă vizează ce se întâmplă dincolo de alegerile din 2024, nu o să înțeleg. Deci... Da, normal că și eu îmi pun întrebarea asta. Ce se va întâmpla dacă eu construiesc, muncesc, investesc timp, creez puntea asta și apoi, nu știu, să zicem că ceva se schimbă în peisajul politic. Da. Vreau să cred că, na, lucrurile vor continua. Și eu vreau să cred, da. Domnul Bărătescu, mie nu mi-e frică de drobul de sare. Dacă am puterea să fac ceva, mă apuc de treabă. Am făcut asta de la bun început. Consider că organizația aceasta și faptul că astăzi la masă sunt toți actorii relevanți, aș spune, din Piatra Neamț, arată un angajament ferm care nu se oprește odată cu alegerile. Din punctul meu de vedere, ar fi iresponsabil ca în ipoteza în care, să zicem, vine alt primar, să spună stop joc, nu mai mergem mai departe cu destinația turistică Piatra Neamț. Și atunci cu ce mergem mai departe? Ce facem mai departe? Deci, din punctul meu de vedere, nu e ceva ce ne apucăm de construit în ideea că se va termina. Consider că dacă începem să facem pași concreți și în maniera în care trebuie, dăm un curs firesc acestei organizații, creăm o inerție care nu poate fi oprită de... Într-o societate normală așa a trebuit să meargă lucrurile. Într-o societate normală. Și să vă mai spun ceva. Așa cum eu nu am oprit niciunul dintre proiectele fostei administrații, pentru că asta este cinic în țara asta. De asta suntem unde suntem, inclusiv în această regiune, pentru că de fiecare dată când a venit altcineva, a spus asta nu mă mai interesează, nu mă ocup de asta. Eu am continuat toate proiectele administrației precedente, cu riscul de a fi criticat pentru asta. Asta vreau să vă spun că măcar două, trei le-ați fi putut da deoparte. Da, mă rog. Acolo unde am putut optimiza, am optimizat și am făcut asta. Nu am mers doar pe principiul că asta dacă a făcut-o cel de dinaintea mea rămâne așa. Nu, sub nicio formă, peste tot am încercat să-mi pun amprenta personală, dar am evitat să spun stop unui proiect tocmai pe acest principiu. Eu sper că dacă vine altcineva... Presupunerea mea este că dacă îmi fac treaba bine în acest mandat, consider că pietrenii vor alege responsabil să continuăm pe acest drum al dezvoltării. Dacă va fi ceva să eșueze și pietrenii să mă taxeze pentru respectivul eșec, atunci consider că lucrurile bune trebuie duse mai departe de cel care va veni în continuare. Deci aici nu vorbim de drobul de sare, nu ne temem de nimic, ne ținem de acest drum pentru că este unul corect și mergem pe principiul bunei credințe și a unor promisiuni sustenabile, că nu ne apucăm să facem, să inventăm lucruri care nu au sens. Cu brandul? Brandul. Da, nu avem timp de pierdut.
pe de o parte. Nu vreau să trec printr-un proces de selecție, de concurs, de negocieri, de dezbateri, de hai să ne apucăm, hai că nu-i bine, hai să... N-avem timp de pierdut. Eu îmi doresc ca până la începutul verii deja să avem lucruri livrate. Bun, și creația vine de undeva, da. Cineva e. Ce-mi doresc la mod particular și ne dorim cu toții aici este să implicăm cât mai mulți pietreni în acest demers. Brandul turistic local este dezvoltat, conceptul, într-adevăr, de un pietrean. O fată din Piatra Neamț, un freelancer, lucrează pe cont propriu, da? Foarte talentat, pe sume decente. Eu nu discut asta, dar eu v-am întrebat cum e procesul. Da, atunci când am avut întâlnirea în ianuarie și am invitat-o și pe ea și au fost toți actorii din mediul privat, am avut un fel de dezbatere despre cum să abordăm. Am creat practic niște puncte forte ale orașului și am mizat foarte mult pe natură, nu neapărat pe istorie și cultură care vin pe plan secundar. Și am zis, hai să construim identitatea vizuală dusă foarte mult în zona asta de natură. Asta s-a și întâmplat, asta avem acum. Ca o paranteză, cei din Alba Iulia, când și-au făcut brandul turistic local, au apelat la o agenție mare de PR, de marketing din București. A durat vreo 9 luni, a costat vreo 20 ceva de mii de euro. Nu avem nici timpul, nu avem nici bugetul să investim atâta. Consider că se poate face o treabă serioasă, profesionistă, curată, estetică și cu bani puțini și cu oameni din Piatra Neamț. Același principiu l-am aplicat și pentru conceptul de modernizare a centrului de informare. Tot un pietrean arhitect din București ni l-a oferit pe o sumă sub ceea ce vinde el către publicul larg. Da? Și trei la mână, ieri am avut o întâlnire cu 12 fotografi și videografi din Piatra Neamț pe care vreau să îi angrenez în realizarea clipului oficial de promovare a Piatra Neamțului. Da? Din nou pe sume sub ceea ce ei încasează poate la un eveniment sau poate prin fotografiile pe care le vând, pentru că vor să fie parte. Aici nu mai contează componenta financiară pentru ei, pentru că vor să fie parte din acest demers de a face din nou din Piatra Neamț un oraș turistic. Îmi doresc ca pietrenii să se implice aici, că o fac oficial, neoficial, direct, indirect, nu contează, mi-ar plăcea ca tot să fie parte din acest deziderat. De acord cu dumneavoastră că pietrenii să implice, n-am nicio problemă, este ok, este ceea ce îmi doresc și eu. Nu-mi doresc să vină agenții de PR, nu știu care, să își târie pantalonii prin piatra și să, mă rog, nu mai discut. Ideea este însă ca acest demers al unui brand, cred că poate măcar atât ar fi trebuit un pic discutat, măcar ca o chestie... Băi, un termen de o săptămână, poate aveți idei, poate. Eu nu neg talentul și implicarea oricui. Ideea este doar că poate... Aici vreau să am eu o scurtă intervenție. Discutăm pentru că avem timp, am depășit cu vreo 15 minute. O să fiu foarte scurt, că tocmai am constatat că am depășit timpul alocat pentru emisiune, dar subiectul chiar merita să nu fim zgârciți cu timpul și de asta... Nu, chiar nu se pune problema. Revenind. Consider că de la bun început am mers la modul onest pe acest angajament al încurajării democrației participative. Am început încă din primul an cu 4 regulamente pentru care am trimis invitația acasă la oameni. Cum se participă, cum pot oferi feedback pe fiecare dintre aceste regulamente. Am trimis 30.000 de invitații și am primit 8 participări efective pe regulamentele respective cu feedback primit. Realitatea este, și aici nu e nicio critică, am investit foarte mult timp în a încuraja democrația participativă, iar răspunsul a fost infim. În momentul în care lansăm în piață o idee spre consultare publică și nu primim răspuns, pierdem foarte mult timp și devenim ineficienți. Am ales de data aceasta să fim pragmatici, să lucrăm cu cei care sunt efectiv profesioniști în zona turistică Horeca, în sectorul Horeca, să se implice și să dea feedback pe brandul turistic al orașului și imediat ce vom avea niște idei clare din partea membrilor organizației, vom ieși public cu un comunicat în care prezentăm brandul turistic al orașului și atunci vom accepta și vom cere feedback pietrenilor. Am lămurit acum, brandul turistic este al orașului. Al orașului, da. Nu al... Nu al OMD-ului. Noi nu avem nevoie de identitate vizuală. Am înțeles. Noi suntem
organizație. Ne oprim aici. Eu promit că mai discutăm pe măsură ce faceți pași. Mi-ar face o mare plăcere să discut cu domnișoara care face acest... Dacă care creează, bineînțeles. Da. Mi-ar face o mare plăcere să discut. Și noi încercăm să promovăm lucruri bune din oraș când se poate și cât se poate. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc celor care au trimis multe, multe mesaje. N-am vrut astăzi să întrerup emisiunea pe lucruri foarte punctuale. Au fost vreo câteva, dar mi s-au părut importante. Paftă, mulțumesc. Sănătate, aștept să văd și eu ce se întâmplă după ședința de astăzi, nu? Ședința, întâlnire, cum să o numim. Și vă doresc sănătate și dumneavoastră, stimați telespectatori, concediu plăcut. Ca să zic așa, numai bine. Domnului prefect și celor de la Consiliul Județean, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, le doresc să avem cât mai mult zăpadă în perioada următoare, că dă bine pentru noi toți să stăm acasă. Dați-mi voie să fac și eu o încheiere adresată în special celor care sărbătoresc Paștele weekend acesta, celor de rit catolic, le urez sărbători binecuvântate, liniște și multă sănătate. Numai bine, sănătate, oameni buni, asta e, asta a fost, să fim iubiți!